Alex e simpatic. Eu sunt Gabriela. Ce te face pe tine fericită? În primul rând mă fac fericită copiii pe care îi putem ajuta și copiii pe care îi cunosc pentru că învăț multe de la ei. Și apoi pentru că sunt mamă, mă face fericită fericirea copilului meu, faptul că el e bine, sănătos, happy și încrezător în forțele proprii. Cu ce te ocupi? Aici la Salvați Copiii, eu sunt președinte executiv, am o echipă de oameni extraordinară cu care lucrăm să salvăm viața nou-născuților, să ajutăm copiii care nu sunt chiar atât de norocoși, sunt mai săraci sau n-au posibilități, să-i ajutăm să meargă la școală și să rămână în mediul școlar și ne luptăm foarte mult să protejăm copilul de violență. Cum ar arăta cea mai fericită zi pentru tine? Păi ar fi o zi în care toți copiii ar merge la școală, la grădiniță, la învățământ preșcolar. N-ar mai fi copii bolnavi, s-ar trata toate afecțiunile de care ei suferă, s-ar găsi toate tratamentele în spitale și toți copiii ar fi prieteni. Dar cea mai fericită zi de când lucrezi pe care există, am pus în răspuns, a fost cea în care, în legea copilului, a fost introdusă interdicția pedepsei fizice și a tratamentului umilitor împotriva copiilor. Ne-am luptat aproape și am lucrat aproape 4 ani de zile într-o campanie care se numea Bătaia nu e ruptă din rai și, în sfârșit, după 4 ani, a fost modificată legea și dorim ca toți copiii să fie crescuți într-un mediu frumos, prietenos, cu o comunicare foarte bună cu părinții și cu toți cei care au grijă de ei. Cât te costă să ajuți un copil? La Profi nu te costă nimic, doar scanezi bonul de cumpărături, pe care oricum le-ai fi cumpărat, și cu 0 lei poți să ajuți foarte mulți copii.